Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Sunt pe canalul Tătaru cu fratele meu. Ne-am alăturat unei alte tabere de pescari. Ei vor sta până mâine dimineață și apoi vom rămâne noi pe locul lor. Am zis că ei e ok, au și nădit, au și prins câțiva pești frumoși. Am aici două lansete la crap, iar aceasta am pus-o cu o ropișniță pe ea, poate intră un somotel ceva. Am zis că poate facem o ciorbă de pește în seara asta. Doar cu crap și cu caras nu prea are și cine știe ce. Da. Mai încolo în tabără am fiderele puse. Până acum am prins 3 carași și am scăpat, cred că vreo 4. Frumoși carași chiar. Fratele meu îl execută după tabără încolo. El a prins mai mulți. O să merg și la el să filmez, să vedem care treaba. Suntem aici înghesuiți cu toții. Locurile cam limitate. Am păstrat legătura cu acești pescari. Bineînțeles, ne-am cunoscut pe internet și de vreo, să zic așa, 2-3 luni ne scriem una alta, ne informăm. Sunt și ei pescari de Tătaru și așa că am zis de ce să nu. Avem informații unii de la alții. Așa că până în prezent doar carasul s-a arătat. O să merg și la fratele meu să vedeți ce caraș are acolo. Adună acolo tot ce prinde, frate. Dă în el ca în Bosnia. Da, frumos locul. Da, am putut să coborâm cu mașinile pa de pe dig. Alte ori nu puteai să cobori, dar de data asta a mai scăzut apa și accesul la mal cu autovehiculul este în regulă. S-au rupt stâlcii aici, au prins vijelia de zilele trecute, o salcie mai încolo este căzută în apă, avatul sare aici în continuu, nu prea am spațiu să dau după el, dar o să încerc mâine cel mai probabil. Până în prezent ne mulțumim cu activitatea de pe fidere și cu carasul care intră așa la jumătate de oră, să zic. Avem vreo 3 ore de când suntem, am făcut cunoștință mai bine. Am jucat și o tablă, lansetele la apă cât de cât, suntem în regulă. Mers pe fratele meu să văd ce face acolo. Fiți atenți, aici suntem 4 pescari, aglomerație de lansete și una aici trage. Trage, mă, Sandule. Ia să vezi. Uite, vezi? E prins acolo. Uite, mă, ia să văd. Am set al tovarșu. Oh! S-ar putea să fie un caras frumos. Cocoșat. Ia să vedem. Oh, dar le-ai lansate departe, bro, este? Ia fi atent, stai. Nu? Cum e? Gata. Ia să-l vedem. Am agățat ceva? Nu știu, cred că ai dat cu firul. Mamă, că le ia așa fără mincioc. Dar cum e, mă? Ia uite ce caras frumos. Fiți atenți ce caras frumos, fraților. Da, mă? Adevărat. Deci ăsta e carasul despre care vă vorbeam. Super tare. Băgați-l la joc, fraților. Prietenii au prins vijelia serile trecute. Fiți atenți cât a salcia smulsă din pământ. Au avut și lansete aici sub ea. A căzut peste lansete. S-au băgat printre crengile alea pe acolo să-și ia lansetele. A fost spectacol aici. Cât a salcia, băi, frate, bă, să o ia așa. Vântul s-o doboare. A fost vijelie mare. Și aici, frate, mi-a găsit el un loc aici. Stă ca banditul aici.
M-am trecut. Câți carași ai, Sandu? Ai câțiva, a? Mititei, da, ai câțiva. Lansetuțele tale și fac treaba. Și-a achiziționat fratele meu niște lansete așa frumoșele, speciale pentru caras. Că ce, dacă ar intra un crab, cred că dai în ele ca în Bosnia. Frumos. S-a joc cu apă, corespunzător. S-a capaca. Hai că ai loc frumos aici, Sandule. N-ai de ce să te vaiți. Loc frumos. Ia uitați-vă la el. Fratele meu, fratele meu de sânge. Hai că stai frumos aici, Sandule. Chiar îmi place. Serios. Bravo. Am avut unul frumos, a dus, am scăpat. Uite o broască de asta de a-și prinde, a-și băga-o la noapte, la somn. Ai înțeles? Da, cred că o să o prind cu minciogul ceva. Ți-ai mai tras iarba afară, nu? Ia uite câtă iarba ai scos, ai reușit până la urmă. Urmă. Ai intrat cu cizmele, nu? Mm-hmm. Belea. Bă, ful, am scăpat pe ăla aici, bă. Bă, și ce mă bucur că zie, bă, e porumbul ăla bun, Sandu, care l-am în bidon. Deci, carasul pe porumb a început să mănânce, frumușel, porumb fiert de anul trecut, pus la bidon, a fermentat, să zic așa, vreo 2-3 săptămâni. Dar am știut eu că o să dea roade. L-am tot cărat eu în portbagaj, dar până la urmă mi-a dat roade. Căldură mare, nu, Sandu? Țânțari, de asemenea, cavaleri, nu vrăjeau. Da. Dar asta, cum îi spune, salcia asta, dacă nu cădea, deci aveam spațiu aici, mult spațiu. Era mai mișto. Era super. Da, stai. Aici aruncai. Dar ai încercat și în mal aici, mă, Sandu? Ai încercat aici la vreo 4-5 metri să arunci? Mm-hmm. Da? Oricum am încercat pe râmă și numai plăticuță, plăticuță, mm-hmm. Până am zis eu, opa, ia uite. Când vezi că aruncă, tot aruncă în partea cealaltă. Mm-hmm. Hai că e frumos, lasă. Eu zic că o să fie frumos. Adică deja am avut activitate. Cred că ai vreo 10 care așa, Sandule. Cam așa, pe acolo, nu? Și a scăpat unul mare, nu? Mare, mare. Asta că e bine. Deci, fiți atenți, sechiune să-mi înghită obletele. Nu știu ce este, s-ar putea să fie biban foarte mic. Am avut vreo două trăsături chiar măricele. Am prins vreo 3 obleți și am zis, ia mă să-l probez. Hai, frățiuer. Hai, frățuier, dă-ne-a. Cred că e obletul prea mare. O să încerc să-i pun jumătate de oblet. A lăsat. Hai, mă, băiat, că n-am mai văzut caras de mult. Trăgea acolo, da. Haide, bun. Crăsaină, nu? A intrat. Dar ce mișto, vezi? Uite ce suport are, vezi? Pentru lansete? Dacă mai trage de două ori așa, cred că se bagă cu totul în coșuleț. Își bagă capul în coșuleț și prind caras cu capul în coșuleț. Dacă n-a mai văzut nimeni așa ceva. Vedeți acum. Deci e pe mămăligă, mă. Asta a scos doi carași la rând.
și în coșulețul ăla i-am pus mămăligă. Am vrut să văd care-i schema. Și îl atrage. Păcând asta din dreapta n-a avut nicio trăsătură. De o oră. Uite-le acolo, vezi? Hați, 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 hați. Asta, ia, sta, a găsit boaba, mă, nebunul. Hai, Mr. Cărășaină, vină cu acela. Lasă tu vrăjeala. Ce caras frumos, mă, fraților. Fiți atenți. Dăm în ceaunelă. Ne-am unit forțele și ne-am pus să facem un fasol. Hai să vedem ce o să iasă aici. Arată bine tare de tot. Legume, legume. Avem rume negre, o să punem da, acum pe seară. Am pus eu mai devreme și nu mai plăticuță, frate. Da, da, să văd că nu mai trage nimic, s-ar putea să fie. Am pus peste legume frumos bulionul. Facem o lacă de prăjeală. Gata, poaca. Ce ai pus aici? Rădăcinoasă au fost? A fost morcov, țelină, păstârnac, morcov și ceapă. Șardei. Șardei. Da, este bine. Gata, poaca. Înaintea ăstora am prăjit niște afumătură și cu un salam facem și noi așa ca să intre în toate farfurile. Știm ce gătim, mai trage și peștele. Ia să vedem. Hai cu cărăsaină, nu? Hai cu mincioc. E, nu e de mincioc, Sandu. Nu e? Nu. E cărăsou? Nu știu, să vedem. Ia zic, are mustață? E, vine odată cu talentul. Da, opa, așa! Este de talent. Aute, Sandicu! Asta e de talent. Așa, Sandicu. Gata, fraților, am pus și puțină verdeață. Lăsăm puțin să se răcească așa, că nu putem servi în fierbinte. Eu zic că fasolita e cum trebuie. Exact ceea ce trebuie. Cu ditate. Oameni buni, ce să mai zic? Gata, ne punem la masă. Toate cele bune la toată lumea. Haideți, fraților, să înfulecăm. Deci eu sunt bucătarul. Eu dau startul la masă, pentru că eu sunt bucătarul. Așa că fiți atenți ce s-a făcut aici, s-a terminat jmecheria. Lanseta cu luneta, vă dă fasole, dă văsare bujia. S-a terminat jmecheria. Dă, frate meu, în caras de-l sparge. Aseară n-am mai filmat, ne-am pus și noi la șpriț, am stat la discuții, ne-am cunoscut mai bine cu băieții. Acum, dis de dimineață, deja e al doilea, al treilea, nu, Sandu? Cărășel dintre ăsta frumușel. Gata, toată tabăra este a noastră. Foarte frumos locul aici, chiar îmi place, e aerisit așa mișto. Am găsit și o soluție de țânțari. Am cumpărat de la un magazin agricol de ăsta o soluție de țânțari. Am dat cu ea peste tot. Azi dimineața au spus și băieții, băi, ca niciodată, că au stat, ei au stat 4 nopți. Ca niciodată n-a fost țânțari. Și că am mai dat puțin și acum. Să vedem care e treaba. Sperăm să nu mai avem țânțare aici în perimetrul ăsta al nostru. Da. Da, e mișto. Mișto rău. Vremea e frumoasă. Apa cam tulburică azi. Față de ieri. Parcă, mi se pare. Am scăpat și eu de dimineață unul și unul l-am prins. Acum gata, avem lansetele pe felie. Așteptăm trăsăturile. Frumoase. Aștept plătică la urmă. Oare? După cum trage? Nu se știe. Dar ia uite ce trage aia. Mamă, îl zăpăcește frate meu acolo. Roșioară. Roșioară? Da. Aruncă. Ia aia. Asta nu mai are nimic. Oare? Păi trăgea până în clipa în care ai pus mâna pe ea. Nu mai trage. E agățată de alaltă? A, cred că cu creanga aia, mă. Da, s-au agățat între ele. Vezi că ești peste asta, vino și dă-o peste așa. Hai să văd aici ce e. Are, la urmă. Are cărăsaină? Da. Sau ce cărăsoane are. Ma! Ce cărăsaină are.
Ia, Sandu. O, ce caraș frumos. Scoate, Sandu, caraș de zăpăcești. Frumos. Hai, sunt frumos caraș. Aruncă roșioara aia, Sandu. Arunc. Hai să mi le plantez, ia. Ce le-ai încurcat, ți le-ai scos. Una cu băț, două cu pește. A, că e bine. Mai devreme am scos și un caraș aici la fiderele mele. Ne facem treaba pe caraș. Eu zic că spre după amiază va fi activitatea adevărată. Acum, spre surprinderea mea, nu n-am mișcat dimineața acum. N-a vrut să miște dimineața. Așa, în forță, cum ar veni. La 20 de minute, așa, a intrat câte un pește, să zic. Hai, Sandu. Facem eliberare. A luat Sandu crăpușteană, na. Dar a scăpat mai devreme unul baban. Uf, hai să liberăm. Bravo, Sandu. Bravo. Da, mă. Uite, o felie de pepene nu poți să mănânci de asta. După oricât a stat degeaba. Eu zic că este, da. Cărășainen. Opa, așa. Cărășel. Frumușel, nu? Ia uite, grăsuț, așa. Grăsuț. Nici mare, nici mic, potrivit. Da. Sunt aici și aveam trăsătură și eu, Sandule. Ai și tu? Ia. Ușurea nu vine la mine. Wow, Sandule! Wow, ce ușureanu, uite ce caras am luat, Sandu! Wow! Gata, tati, gata! Bravo! Ia zi, tu! Ia, ai luat și tu unul! Te-ai agățat în toate ce ai făcut acolo! Chitară! Oameni buni, relaxare maximă! Suntem degajați total cu ochii pe lansete. Eu m-am pus aici sub salcie. Doamne, ce bine. Mai picură salcie asta din când în când așa pe mine mă răcorește. N-am niciun stres. Belea. Nu să-mi duc-o. Frumos tare locul este? Da. Frumos tare de tot. Așa ceva. Din când în când mai intră și câte un cărășel. Am dat la avat, văd că se aude sărind iarăși. Am dat la avat și cu cicadă și cu țaparină. La un moment dat am pus și linguriță. Am zis că poate vreo știucă ceva vreo. Nimic. Mamă, dar ce bine stau aici pe saltea, n-am niciun stres. Oh, frate, mi-e încordat pe lansete maxim. Dacă nu le-a scos și le-a aruncat și le-a anădit locul ăla acolo, l-a nebunit. Păi când o veni Sandu Bancu de caraș, ce ai, mă? Dar să nu mai zic de crapi. Ia uitați-vă păsărica. Deci, păsărica asta, băi, vrăbiuțu. Ne vizitează aici în continuu. Mai vine, mai ciugulește câte ceva de pe jos, că e plin de mălai, de mămăligă. Dar e frumos. Și mai adie și vântul așa din când în când. Vreau să vă spun că am două lansete, n-au prins niciun pește. Deci am două lansete, n-au prins niciun pește. Aici, după salcii astea sunt. Le-am ascuns acolo să nu le mai văd. În rest, tot peștele care le-am prins eu, pe fidere. Celelalte nu vor, nu știu de ce. Probabil nu e nici locul unde le arunc acolo. Nu fi locul favorit al peștelui. Că am dat și malul ăsta, și în mijloc. Și pe lângă malul celălalt.
Dar am să le dau iarăși lângă malul celălalt și am să uit de ele. Definitiv. Până la noapte. Nu se poate și ceva. Sunt supărat pe ele. Trebuie să le mai duc pe la biserică, nu știu. Le mai sfințesc puțin. Hai să-mi duc-o! Da, nu știu, ce urât face noi, roșioară la urât. Roșioară? Da, ce urât face. Ha, 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 ia uite ce frumoasă e. Bravo! Ce roșie e, bă. Arde-l, mă, să andă. Nu, dar tot de asta e, arditură. Iar plătică. Dar ce agresiv trage. Caras, mă, mincinosule. Băi, mincinosule, bă. De ce minți? De ce caras, maker? La tine la ăla care mi-ai făcut tu firele. Da? Ăsta-i? A, nu, la tot ăla de la, dar pe plastic de la. Pe spin? Da. Da, mă. Oh, oh, dar ce-a dat? Suntem cumva unul peste altul? Dar ce greu vine ăsta, mă? Asta e barosan, Sandu. Așa pare, și uite, se împotrivește, ia fără. Opa, opa, opa. Bă, ți-am zis, mă, că nu mai barosan, ia arată-l aici. Ți-am zis că nu mai barosan, prind aici. Dar de ce oare, Sandu? Barosan? Dar ce barosan frumos. Ia uitați-vă, fraților. Mă, ce caras șmecher, nu? Aha. Ce vezi tu, bravo! Ia uite, și la tine. A, acute, la mine e aici. Nu, mă, dar la mine la fel, Daniel. La mine vine, Sandule. Vrei să te ajut sau nu? Nu. Cred că nu o fi chiar balaur așa, nu? Opa! A, m-am băgățat cu asta în altă, dar ce fel, Doamne, iar tu? Hai, te ajutam. Nu înțeleg, că era dată... Hai că le-am îngăm. Are și pe zi. Bă, Sandu, adu minciogul că e baba noi. Stai. E cărăsoi. O, oh, ușor, ușor, ușor. Dă-l pe parte. A? Trăgea încordat. Trăgea încordat, așa. Carasus! L-ai pierdut! L-ai pierdut! L-ai luat! Bravo, mă, Sandu! Fraților, dar nu vrea să intre ăsta crapul, mă, fraților. M-a băgat ăla cânăroi? Da. Dar a meritat. Uite câtă cărăsoi cu. L-am băgat și pe Lolec. Da, n-am auzit că știi cum s-a oprit. Cu botul așa, pup, zici că era, știi, zici că făcea, zi, lumânarea. Bă, frate. Ia, ia. Da, bă, dar nu mai trăsese acolo de mult la alea, o este? Oră, ce o oră, mai multe ore. Hai, bine de o oră, da. Lasă mai bine că mă ocup acum, știi? Asta se întâmplă la mine aici. Deci la mine, lansetele astea, deci lansetele astea, nu au vrut să tragă, deci eu n-am văzut așa ceva. Singurii pești pe care i-am prins, doar pe feeder. Atât. Lansetele astea, indiferent unde le arunc, în malul ăla, în mijloc, în malul ăsta, oriunde, în cer, oriunde, nu vor să tragă. Nu vor să tragă. Asta este. Mă mulțumesc și cu activitatea de pe fidere de aici. Încet, încet, așa, țacapaca, țacapaca, l-am executat puțin. Și faza e că de acolo, din zona aia, din malul ăla, adică să zic la vreo 4-5 metri de malul ăla de acolo, numai de ăștia îmbrăcați vin. Cred că se îmbracă pe acolo, pe undeva și vin la plimbare. Cred că... Am încercat și eu să ațipesc puțin, dar... Ai, sunt vreo două muște pe aici. De te-ar lăsa ele și dacă le-am aruncat coși de pepene pe aici, pe împrejur. Opa! Care sunt? Asta e albă, n-am. Asta? Dintre astea?
Tot așa. Am mai auzit așa. E pe o boabă, da. Băi, dar ațipisem puțin, este Sandu? Am sfărăit? Da. Oboseală, bă, n-am putut să dorm azi noapte. Ce facem, mă? Râde de el. Ce? Ia două, dracu, mă, mă. Este. Animele alea, dai seama, m-am spras, pipi. Haide, Sandu! Dacă e frumos, lasă, nu mai lasă... E, fără vrăjeală, ia! Cum, dacă e frumos? E, da! Da, da! Ia să vedem! Te-a fentat până la capăt. L-ai prins? L-ai prins? Da, da. Bravo, Sandu. L-ai fentat, mă, ce să mai. Bravo, mă, Sandu. Campion. Băi, dar am luat setelele acolo, zici că sunt programate pe silent. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Și la Sandu, nu știu cum s-a întâmplat, este, băi, ultimii pești numai la lanseta asta de aici din capăt. Deci ăla stau degeaba. Lansetele astea stau degeaba. Doamne, ferește, ce stil are. Zici că s-a retras acolo, în camera de zi, Sandule. Acolo îi dai, în camera de zi. Da, da, da. Da. Of, n-am putut să dorm aseară. Am probleme cu un picior. M-am accidentat acum vreo săptămână. Am o rană. Și dacă nu, nu mă lasă să dorm. Nu mă lasă să dorm. Maricade pe saltea. Lanseta asta am văzut răgând. Și mai devreme am văzut răgând. Cât am dormit, eu am impresia că s-a agățat vreunul pe acolo. Nu știu, să văd. Probez acum aia. Bă! A, era așa, nu știu cum. Era țapă, nu? Cred că. Dar nu, pește n-are. Dar boabele sunt aici. Da? Da, nu mă, Sandu, mă. Trage așa. Nu poate să înghită, probabil, cred că. Câte o plăticuță din aia. Boabele sunt aici, da, totuși am să le schimb că le-am cam de mult. Bă, și doar ce am aruncat-o, și exact unde ai zis tu, acolo, în golul ăla. Și avem caras. Caras. Cred că sună peste alta. Ia. Ba nu e. O, ba, pușcă, du-te, mă. Fugi. Aaaa, trebuie să mă duc eu să arunc la apă. Ia să o lansez și după aia. Ia să vedeți unde mi-a zis Sandu să lansez. Cred că acolo, Sandu, e locul albiturii, tată. Nu ce știe. De ce am mai prins acolo unde e? Ia să vedem. Acolo. Nu sunt ducu. Mai la dreapta puțin e asta. Dar numai ce-o aruncase, mă. A bine că ea e într-o urmă de cizmă acolo și nu vrea să ias. Ei, fiți atenți la ea. Șmechera. N-a luat șmechera asta. Bușcuță mică, mică. Fugi, mă. Ai grijă de tine. Ai grijă de tine. Asetele alea stau degeaba. Mă repet. Poate cine știe. Se simt și ele să prindă un pește. Lansetele alea stau degeaba. Sunt duc la 4 stele, ce să mai, a?
4 stele, mă. Băi, frumos tare de tot aici. Nu știu cum să vă spun, dar mie îmi place de tot. Tare de tot locul ăsta. Foarte frumos locul ăsta. Așa ceva. Ai și umbră. Malul ăsta ar mai trebui să se usuce puțin, pentru că e apa în scădere, încă e umed. Dar în rest, e bine de tot. E bine, bine. Schmeckerinen. Și Karasainen, nu mai zic. Așa frumoși. Unii dintre ei chiar îmbrăcați așa bine, cu cojoacele pe ei. Sandu, dar la asta, dacă nu ți-a nebunit, unde îi dai, mă, acolo? În sufragerie, lui, unde îi dai? Tic, 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 tic. Ce bine face, bă, frate? Ia ține, mă, vrei să-l iau eu? Nu, stă-mă, că nu-i prins. Oare? Nu, nu-i prins. Ia, ce vă-l face? Ia, uite, mă, să scoate-mă. Nu, da. Auzi? Oare clopoție aia, dar nu mă, că el e acolo, vibrează din cauza peștelui. Dă acolo cu nasul în bombă, mă. Ascultă la mine, e plăticuță dintre aia multă pe acolo. Da, e plăticuță multă pe la bombă. Păi altfel nu se explică, ce? Da, dar numai la asta? Ce? La celelalte de ce nu faci? Da, e parcă o dar nu. De la vânt, de la vânt. Frumos. Nu, no, nu, no, scoate că nu e acolo. Nu, no, las-o să tragă, mă, că te ambalezi degeaba. Ciugulește, te ambalezi degeaba. Îi dă la... Ce zic să-i zic? La bombiță, Sandule. Da, da, da. Începem să ne strângem pe aici. Sacul de gunoi aici, așa ar trebui să aibă fiecare. Începem să ne strângem pe aici, se apropie seara și e nasol cu țânțarii. Vreau să ne aduc lansetele astea, adică să le scot de tot, mai le anules. Frumos era și locul ăsta aici, dar nu, nu am avut trăsături aici. Am un an mare și un an larg, degeaba. Degeaba, degeaba, și e adânc aici chiar. Mă gândeam să probez aici, la somn, în seara asta, dar nu știu ce să zic. Deci, practic, nu mai avem trăsături. Cel puțin eu acolo n-am mai prins un pește de, cred că, o oră jumate, poate și mai bine. Poate și mai bine chiar. Sper să nu ne invadeze țânțarii atât de devreme. Poate ne iartă și ei până... Mâine, până la vreo două, așa. Băi, frate, ne-au terorizat. Ce să mai... Sechele. Da, am venit pe locul ăsta să-mi strâng lansetele astea două, să le duc la tabăr. Acolo cred că o să le bag în mașină și cam aia e. Nu cred că las niciuna la somn. Aici voi lăsa acolo, lângă cele de feeder. Da. Nu, no, că și aici și așa, dacă e să tragă ceva, dacă nu ești atent și nu ești pe ele, te bagă pe sub bălăriile astea de nu mai știi cum să le scoți. Și așa, una, am rupt o montură aici jos în bălăriile astea, tot așa. A băgat-o curentul, nu vreun pește. De aici n-am scos niciun pește, practic. Dar de lansetele astea, din lansetele astea, nu am văzut un pește. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele, partida asta. Doar feeder-le atât au dat rezultat. Da. Ce să mai spun? Mă pun să strâng și să ne aranjăm tabăra. În curând o să se însereze și nu e bine deloc. Câte ceas? 7. Cam ar fi momentul. Dar ce a întins aici? Sain în sandu este. Aha. Eu așa. Vrei de asta? Da, da, da. Hai că e de la sănătos. Ce? A ieșit ăsta grasă acum?
Ce frumos e, nu? Uh-huh. Ia uitați-vă, fraților. Ia uitați-vă ce caras, baban. Mamă, ce gras e. Bă, eu cred că am un cavaler aici. De prea multe ori a mișcat vârful ăsta. Mamă, face frate-mi un fum pe aici, am nebunit fumul. E acolo, mă. A? Te ajut. Da, mă-i dă la ghebos. Te ajut? Am să reușesc să-l scot și singur, cred că. Ia. Nu-i ghebos. Nu-i ghebos, dar e... Bă, dar ce argintiu e, mă. Nu? E ok? Da, da, e ok, ce are. Hai că nu-i chiar, bă, erau mici. Am eliberat de aia mici o grămadă, deci nu mai știu cât ți-am eliberat. Pățitește, mă, vin pe înserat acum? Nu știu ce-au pățit. Nu vezi că de la mine au venit la tine. Wow! Ce gras! Ce gras! Ce gras! Ce gras! Grăsan, nu? Grăsan, frumos! Bă, fraților, deci numai caraș, bă, fraților, nu știu ce se întâmplă. Noi gata, ne-am pregătit, am strâns pe aici aproape tot. Suntem pe program de seară. A dat frate-mi foc pe aici, pe la cofrage, pe la ce în spate aici, e un fumar întreg. Dar chiar că auzi ce frumos se vede la ori. Aha, lasă că e bine. Da. Vom încerca să stăm până mai târziu, nu știu sigur acum dacă o să reușim. Doar că dacă ne invadează țânțarii... Am plecat la pensiune, nu mai stăm. Nu, Sandule? Da, mă, da. Păi, da. Hai, du. Ce-i fac, mă, Sandule? Ia zi, te ajut? Nu știu. Haide, vină cu așa, la preluare, a? Hai, lasă că-l scot eu pe ăsta, așa, sunt grea. Mai zis că vrei mincioc. Oh, că nu-i mare. Cum, mă, nu-i fi? Tu pui de la aici. Mamă, ce l-a întrătit și pe ăsta. La fel, e identic, este? Identic. Colegul de clasă eram. Oameni buni, am trecut pe mod nocturn. Frate mi face fumar aici, dacă s-a terminat lumea, nu știu ce. Bag aici pe un foculeț, tot felul de verdețuri și chestii de-astea. Țânțarii au cam început să apară. Am pus starleț pe lansete. Am avut mai devreme o trăsătură, dar l-am ratat. Mai stăm puțin și după aia cred că ne retragem și noi. Momentan încă este lumină. Până apune de tot soarele. Nu știu dacă se mai observă acum ceva aici, dar... Fumul cred că se vede. E bine, mă. A? E bine. Doamne, nu mai pot să mai stau aici. Trebuie să mă retrag. Ia uite, ai fumat tot. Îi alungi la ucrainieni, bă! Îi scos din pădurea aia, îi te duc la ucrainieni în țară, gata, am scăpat, să știți că am scăpat. Scăparea de încoace vine, din zona Chilia. Failei! Ia uitați-vă, fraților, ce mocuț am prins! Deci nu se poate așa ceva. Bă, dar ce lunguieț e? Fiți atenți! Fiți atenți, a intrat muculița aici la Râmă Negră. A ieșit ăsta la plimbare, mă, fraților. Ia să-i mai pun eu aici un buchețel. Opa. Băi, dar ăștia mici, băi, sunt niște dințoși. Deci n-ai văzut așa ceva. Gata, mă. Da. Săcă, băcă. M-a dus să le liberez. Fiți atenți. Nebunilor. A venit și dimineața, oameni buni. E ora 6 fix. Despre seară n-ar fi prea multe de spus. Am mai avut o trăsătură, dar n-am ieșit din cort pentru că mi s-a părut a fi prea mică. Cred că tot o gomocuță din aceea. Am scos mai devreme lansetele care le-am avut pe somn. Nu mai aveau nimic în cârlige. Dar nici mocuța nu era în cârlig.
se eliberase, cred că. Eu fiderele le-am avut scoase, aseară nu le-am lăsat. Însă fratele meu a lăsat lansetele și s-a trezit cu ele pline de puful acesta de plop. Deci pline. Un țânțar. Nu prea sunt țânțar. Și ceas noapte nu prea au fost. A fost o mică invazie așa. Perfect. Exact unde îmi doream. Lansetă cu lunete. Da. A fost o mică invazie, iar apoi au dispărut. Știu că peste noapte m-am trezit, am ieșit și nu era absolut niciunul și o temperatură atât de frumoasă. I-am zis lui frate meu, bă, ăsta e vreme de pescuit la somn. Însă eu ieri seară, dacă nu prea am putut să dorm, aseară nici că am rezistat. Ieri pe zi la fel, n-am putut să dorm, m-au deranjat niște musculițe, mă trezeau mereu. Asta e. Să le dau jos starleții sau îi mai las, așa, ca și îi văd mai bine, gen, cu starleții. Hai să vedem ce facem azi, poate mai luăm câțiva carași. Nu știu ce s-a întâmplat, crapul n-a vrut să intre. Nu vrea, nu-i pe zonă. Ieri a fost la fratele meu o trăzătură babană, l-a adus până mal, a intrat sub salcii aceia. Și s-a eliberat. Iar celălalt foarte mic pe care l-ai eliberat. A, stai. O pot să-mi arunc și celălalt feeder. Sperăm să intre un caras 2, 5, 10, 20 frumoși. Ia să vedem primul pește al dimineții. Am văzut trăsătura aici. Suntem pe strâns pe toate alea. Ne-am apucat să adunăm din tabără. Totul, să ne punem totul cap la cap. Bă, da, am văzut trăsătură, mă, Sandule, mă. Da, nu știu ce s-a întâmplat aici. Eu l-am văzut pe tâlhar, cred. Harul e aici. Plătică azi. Dimineață, primul pește, de fapt e o batcă. S-a oprit. Mamă, ce fel a sărit aici. În nasul meu, dacă-i pun țaparină sau orice i-aș pune. O cicadă, ceva, nu mai trage. Nu, a tras aici. Dar a încetat. A tras, dar a încetat. Stai prins aici, mă, fraților. Ia aici, am. S-ar putea să fie vreo plătică, ce am, dacă e caras. Nu prea vine el călare așa. A? Sau? E caras, mă. Uite, mă, caras frumos. Caras, da, caras de crăjit. Caras șmecheras. Bă, și ce ai eliberat? E aici, mă. E aici, mă, vagabundă. Bă, dar ăsta a tras frumușel, Sandu, nu? Îl simți? Da, e. Foarte rar. Am mai luat și fratele meu unul mai devreme și... Nu o stau acum. A, nu mă, uite de ce drăgea așa ambițios. Fiindcă era roșioară. A mai venit o roșioară, fraților. Ce atenți. Uși, mă, fetiță. Mișto roșiar. Foarte încet trage, foarte, foarte încet. Nu știu dacă trage.
Să nu dea cu botul prin coșuleț pe acolo. Mai degrabă. Al meu ești. Fără saină nu e pe val. Ia? Nu. Ah, ce vorbești? M-au invadat ăștia, mă, frate. Al de roșioară, al de babușcă. Dar e frumoasă, grăsancă. Opa, 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 opa. Amoare, nu iară. Stai, mă, nu te mai zbate, că te arunc eu. Vrei tu? Ha. Dai de lucru. Ce ducem? Da. Carasul, carasus. Nu avem așteptări decât de la caras, văd că la crab nu, nu vrea să miște treaba. Fratele meu mai are una pusă pe crab. Iar eu, astea singurele lansete care le mai am la apă. Și nu pescuiesc decât pe un bob de porumb. Și cam atât. Nu mai complic treaba, că n-are rost. Uite, vezi, trebuie să iau un băț acum. Să împing ăștia. Dacă nu mi-a plăcut ceva la locul ăsta, a fost malul, pentru că e foarte umed. Deci foarte umed, nu poți să cobori până la... Uite-mă că pleacă, ia. Ma! Uite, Sandu, trăsătura, ai pus pe o boabă, nu? Da. Ai scos de pe două boabe și ai pus pe o boabă. Nu vrea, mă, pe două boabe. Nu ți-am zis, sau? De asta nu intră pe două boabe. De ce? E mic și de asta nu intră pe două boabe. Da, e și mic, în primul rând, da. Îl ai? Da. Caras. Bravo, Sandu. Da. Hai, babușcă, fugi. Că să iau un lemn, să o arunc în apă. Gata, oameni buni. Am hotărât să strângem. În mare parte am cam strâns. Ce să vă spun? Partida a fost super ok. Vreau să vă arăt aici. Ca și nadă am folosit niște nadă din comerț. De asta așa, culoarea asta nebunie cu niște peleți pe ea. Și am băgat și viermuș, și porumb, tot felul de chestii. Iar la coșuleț i-am pus capac, mămăligă. Bam! Ați înțeles? Asta nu am umectat-o decât la început. După aia am lăsat-o așa uscată. Nu mai stăm pentru că trăsăturile sunt foarte, foarte rare. Deci de dimineață, de la ora 5, Sandu. Am așa. De la ora 5, e 10, în 5 ore, cred că, dacă am prins 5 carași. N-are rost să mai stăm, așa apa e caldă și am zis să nu cumva să zdugnească ăla pe acolo, până să ajoc, ar fi și păcat. Da, nu trage, nu vrea să tragă. Oricum, locul super șmecher, mai avem câteva bagaje pe aici de cărat, în mașină și cam mai le aruncăm la pește, nada asta de ne-a rămas. Ia hai, Sandu, să arătăm peștele la băieți și fete. Pescari și nu numai. Avem așa. În sajocul ăla avem carasul. Și în sajocul ăla avem secrete de stat pe baltă. Acolo nu vă arătăm, acolo lăsăm așa. Acolo e altceva. Ia, Sandule, ia să vedem. Da, să vedeți câta cărăsaină am adunat eu cu fratele meu Alex aici. Ia uitați ce caras, baban! S-a văzut, da? Velea! Iar acolo nu arătăm. Nu arătăm acolo, nu, nu. Acolo sunt secrete de stat pe baltă. Acolo sunt vreo 7 monștri. Fraților, ce să vă spun? Vă mulțumesc frumos pentru abonare, pentru vizualizări, pentru like-uri. Dacă ar fi și o distribuire acolo, m-ați ajuta enorm să cresc cu această pagină.
tabăra noastră e curată, tot ce se vede va intra în mașină, nu lăsăm deranj pe aici, nu lăsăm gălăgie, avem sacul menajer cu toate gunoaiele acolo care o să le luăm, bineînțeles, și o să le aruncăm la Pardina, ori dacă nu, alte ori le duc direct la Tulcea dacă nu uit pe drum și sunt prea grăbit. Da, vă mulțumesc tuturor că țineți aproape. Lanseta cu lunetă e pe baltă, după cum vedeți. Urmează o nouă aventură. Nu știu sigur unde o să-i trag, dar mai precis pe Sfântul Gheorghe s-ar putea. Pe brațul Sfântul Gheorghe. Așa că până data viitoare vă salut pe toți și să ne auzim numai de bine, fraților. Multă sănătate la toată lumea!